Domnul Ion Hanganu, ați vorbit foarte frumos la precedentul concert. Ce doriți să ne spuneți astăzi? Vreau să spun despre sărbătoarea de astăzi. Ce doresc eu ție, dulce Moldavie, țara mea de glorie, țara mea de dor, brațele-i vânjoase, arma-i cu tărie, la trecutul-i mare, mare viitor. Fiarbă vinul în cupe, spume și pocalul, dacă fiei mândri, asta îți doresc. Căci rămâne stânca, deși moare valul, dulce Moldavie, asta îți doresc. Atât. Bine, dar prezentați-vă, povestiți-ne ce profesie ați avut, unde ați lucrat. Am fost pedagog. Am lucrat mai peste 20 de ani la Universitatea Pedagogică Creangă cu rectorul Ion Borșevici, care a fost susținătorul lui Mircea Snegu. Vă amintiți ceva, niște cazuri interesante din această perioadă? Eu, în activitatea mea de profesor, am propagat poezia lui Mihai Eminescu, care este o poezie cosmică. La steaua care a răsărit, e o cale atât de lungă, că mii de ani au trebuit luminii să ne ajungă. Cobori în jos luceafăr blând, alunicând pe o rază, pătrund din suflet și în gând și mintea-mi luminează. Și acel rege al poeziei, veșnic tânăr și ferici, ce din frunză îți doinește, ce cu fluierul îți zice, veselul Alexandrie. Bine, bravo! Eu am scris o carte, Comoara, care include 1001 de stihuri aforistice. Ele sunt din două versete. Apa curge și din stâncă, dar se cere multă muncă. A face bine și a cere puțin, aceasta e virtutea prescrisă de destin. Adevărul și dreptatea protejează societatea. Aurul are splendoare, iar virtutea valoare. Ca trandafirii primăverii, așa sunt anii prosperării. Asta a scris dumneavoastră, poezii, da? Spuneți încă o dată, ce ați predat la Institutul Creangă? Am predat istoria pedagogiei, facultățile de cultură fizică și sport, la facultatea de filologie și la facultatea de istorie și pedagogie. Aveți amintiri despre anii acești? Am amintiri că... Frumoase, mă tine. Foarte frumoase. Feciorul meu, cel mai mic, s-a căsătorit cu fiica unui fost student la care eu am predat în locul șefului de catedră câteva lecții. Și el când m-a văzut și-a amintit acum. Și-a amintit de mine că când eu i-am predat acele trei lecții. Da. V-a spus mulțumesc? Da, mi-a mulțumit, da. M-a frecventat aici, la centru acesta. Plasament. Da, la azil, da. Da. Nu vii urât aici, în azil? Cum vă simțiți în azil? Da, nu, eu răzic, scriu și sunt ocupat și am aparat de radio portativ. Televizor n-aveți în cameră? Sunteți singur în cameră sau cu cineva? Singur, da, dar eu am televizor, dar e la locuință, da. Cineva vine la dumneavoastră? Vine fiul cel mai mare al meu, Aurel, a emigrat în Canada cu familia. Și vine fiul
cel mai fiul cel mai mic, Octavian, care a absolvit Universitatea de Medicină Nicolae Tiștimițan. Medicina generală, Facultatea de Medicină Generală. El lucrează aici, în Chișinău? El lucrează în Chișinău, dar lucrează la informatică. Aveți nepoți? Da, în Canada am 5 nepoți și aici am o nepoată, Emilia, care la grădiniță, la concursul de dansuri, a obținut medalii de argint. Bravo! Da, 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 da. Vă mândriți? Da, desigur că da. În zilele acestea, ce vreți să ne doriți oamenilor, tineretului, eu știu? Eu aș vrea să doresc tineretului să privească mai mult în viitor.